Lujun. Lasă piciorul. Lasă piciorul. Lasă piciorul. Hai să vă prezint aici cel mai tare câine. Este câinele lui Vilică. Hop. Ia uitați-l. Hop. Mușcă soseta. Cum îl cheamă? Rex. Cum? Rex. Rex. Lasă piciorul. Rex, de ce faci, mă? Cum? Bă, dar e obraznic rău câinul ăsta. Lasă piciorul. Ah, mai mică. Uite. Lasă. El vrea să roade papucul, mânca. Lasă. Lasă-mă ăla. Că e la poartă. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Sus, băiatul. Sus, băiatul. Sus, băiatul. Sus. Da, e. Dar nu stai să pui înapoi el. Nu prea așa. Nu prea, e bine că nu stă. Nu prea așa. Dar e de ăsta pervers, cățelul. Neicule, te mănâncă, te face praf ăsta, a? Ia zi tu. Bă, dacă mușcă, hai, hai, hai. Fii atent. Ia uite. E negru pe ceruguri, îți face greu, rău, tot asta. E negru, da. Haide, haide. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ia uite. Tace, tace. Ia uite ce negru. E negru. Tace, dar va, când îi băga colții aia. Ce faci, mă? E mic. E periculos câinul ăsta. Păi că nici pui în vechi, nu atacă pui. Da. E periculos. Ia uite picioarele. Aia că după... Nu, da, vezi, mai... Lui, e un cățel periculos. Îți spune-o ție, Vili, că ăsta dacă nu face ravage în 3 săptămâni. Ce? Face ravage. E negru în cerul gurii rău. Și negru în coadă. Facă rău. E ca ce? Deci, să latre. Dar nu suferă nimic pe-n curte. Deloc, a? Pisicilin! Că e vrabil! Pisicilin! A, da? A venit o pisică de aia, că mă, să-i mânce mâncarea. A atacat-o imediat. S-a umfloase aia.